Președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de stat în Estonia. Șeful statului a fost primit de omologul său, cu care a discutat despre intensificarea schimburilor economice după problemele generate de pandemia de COVID-19, dar și despre sistemul de e-guvernare al statului Baltic, de la care România are mult de învățat. Președintele Klaus Iohannis se află într-o vizită de stat în Estonia, care vine în contextul aniversării centenarului relațiilor diplomatice româno-estone și a celor 30 de ani de la restabilirea acestora. Șeful statului a fost primit la Palatul Kadriorg de omologul său eston, Kersti Kaljulaid. Dincolo de momentul simbolic, vizita reprezintă o continuare a dialogului constant și deschis pe care l-am avut permanent cu doamna președinte. În cadrul discuției de astăzi, am subliniat interesul deosebit pentru intensificarea schimburilor comerciale și sectoriale. Am remarcat totodată că, după problemele generate de pandemie, relațiile noastre economice cunosc de la începutul acestui an un reviriment îmbucurător. Klaus Iohannis a subliniat că România și Estonia împărtășesc viziuni și interese comune la nivelul Uniunii Europene și a anunțat că a invitat statul Baltic să participe la Centrul Euroatlantic pentru Reziliență de la București. Am subliniat faptul că, mai ales în lumina învățămintelor rezultate din experiența crizei recente, este esențial să acționăm pentru a consolida capacitatea Uniunii de a răspunde eficient la orice noi potențiale provocări. Centrul Euroatlantic pentru Reziliență de la București va fi foarte util în acest sens și am invitat Estonia să participe la acesta. De e-guvernare al statului Baltic, acesta fiind un model. Am abordat această chestiune foarte importantă în discuția cu doamna președinte. Este cunoscut faptul că Estonia este un campion al digitalizării și e-guvernării. Este la fel de clar că relațiile noastre foarte bune sunt o bază solidă pentru o colaborare în acest domeniu. Voi încuraja pe toți responsabilii de la noi din domeniu să contacteze pe omologii lor din Estonia și să încercăm să lucrăm împreună la un concept de succes. Estonia este cu mult, aș spune chiar foarte mult, înaintea noastră în ce privește sisteme de e-guvernare, servicii digitale pentru toți cetățenii, securitatea rețelelor și așa mai departe. Avem foarte mult de învățat și sunt optimist în ce privește o colaborare foarte sănătoasă în acest domeniu. La rândul său, Kersti Kaljulaid s-a referit la problemele actuale de securitate de pe flancul estic al NATO și a apreciat mesajul transmis de președintele american Joe Biden la summitul Alianței privind respectarea articolului 5. What concerns the security? The NATO's deterrence level has risen when there is the need, and sometimes it has also been moderated when there have been a safer Europe, because right behind the